Deci fii atent. Fii atent și concentrează-te. Revenim pe șarpele luminos, că am rămas de la Mihai. Stai, mă, un pic, bine, că m-ai zăpăcit. Fii atent. Este așa. Yamato Yani Timon Amato Sanda. Da. Revenim totuși la subiectul anterior puțin. Dacă, Doamne ferește, trebuie să iei vesta aia, că îți spune domnișoară. În cazul puțin probabil al depresurizării cabinei, te strâng de gât cu două mâini. Și îți pui tu vesta aia care, dacă tragi de ei, se umflă, da? Și nu se umflă și îți dă un țuțuriș de la sufli. Și se umflă, da? Atenție, trebuie să te uiți după șarpele luminos, că asta nu l-am întrebat pe mine. Care șarpe luminos? Așa e, mă, că e un șarpe luminos de la del doctor popular. Și zice, ușile sunt așezate. Stimați telespectatori, să continuăm. Și dacă tu ți-ai pus vesta și cazi la Băilești. Că asta mă interesează, ai căzut la Băilești și nu e apă. Hai să-i întrebăm pe invitații noștri. Păi ce crezi că eu au căzut la Băilești? Yamato, Santa, Timon, poftiți în emisiunea noastră, că ne punem pe jurul. Hai și tu, Yani, vino! Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Dumneata, pe dumneata te știu. Aceasta este o familie de, da, o familie de campioni. Toți fac Kenpo, n-am știut niciodată ce. Deși toată lumea încearcă să-mi explice. Astfel încât după ce am făcut onorul prezentarea, luăm și pe Diliu și pe coleg. Și mergem la Băilești. Ăsta, mergem la noi și ne-am mărit miliarda. Vă rugăm să luați un loc, stați să-mi iau rechizitele. Sanda, da. De ce ești supărată, dragostea mea? Așa ești tu? Așa sunt eu, da. Serioasă? Mai serioasă. De ce? Așa mi este firea mea. Aoleu, deși tu ești primul campion, înțeleg, fată, în povestea asta cu Kenpo. Prima campioană, da. Prima campioană. E complicat într-o lume a bărbaților, presupun. Dacă reușești să te integrezi, nu este atât de complicat. Ai, cred că greu e să te integrezi, că după aia mai e cum mai e. Bun, Yamato, te rog frumos să mă ajut și să-mi spui cine e cine și cum devin între ei. Adică, cine e, că sunteți toți la fel de tineri, în afară de stamicul. Mulțumesc mult! Și ce culoare deci, au centurile? E foarte exact, important. Cine e frate cu cine? Păi, în primul rând, tatăl meu, Amato Zaharia, pumnul de cel al familiei. Da. Mama fratelui meu mai mic, prietena mea, Sanda Zaharia. Da. Fratele meu mai mic, Timon Zaharia. Iar fratele meu, Yani Zaharia. Aveți niște nume absolut formidabile și am remarcat asta din... Presupun că toată lumea face remarca asta din prima clipă. Și vă rog dacă puteți să-mi spuneți de unde vin numele voastre. Și începem cu Timon, că el e cel mai curajos dintre toți. Numele Timon vine din Grecia. Și cine era Timon ăsta? Un gladiator. Oh! Și tu știi de mic că o să fii gladiator? Da. Ce e ăla un gladiator? Un luptător foarte bun. Mm-hmm. Dar gladiatorii ăștia până când luptă? Până la moarte. Asta. Adică Timon va lupta 99 de ani, cel puțin. Cel puțin 99, păi pe atâta, cu asta se începe. Numili și ocupația. Yani vine din Grecia, înseamnă Ioan în greacă. Și nimeni nu mi-a spus la mulți ani decât familia mea, fiindcă nu prea știau ce înseamnă Yani. La mulți ani! Mulțumesc foarte mult! Mă ajută și cu cadourile și pe alea. Cât despre tine? Cât despre mine, mă cheamă Yamato. Acum toată lumea știe cu ajutorul Hexatlonului. Exact. Mai multă lume. Yamato vine din Japonia. A fost o dinastie foarte puternică acolo. Înainte, Japonia se numea Yamato. Da. Și Yamato a fost un erou și un mare războinic. Când ați venit în emisiunea asta, în afară de faptul că urma să vă întreb și o să vedeți pe tine, Amato, bineînțeles, care e sorgintea numelui tău, ce v-ați propus, cu ce v-ați fătuit înainte? Pune, ducem la aia, la emisiune, fasă cu Consiliul de Familie, fiți atenți, să fiți cumiți, să vă spălați pe dinți, să nu știu ce, să nu zice aia, să nu zice aia, să nu scapă aia, Amato. După ce m-am uitat aseară la vulturii de noapte și am văzut copios, Sanda mi-a spus precis bursucul va face vreo drăcie de-a lui și voi fi nevoită să-l bat.
ce fac în situația asta? Și ce fac în situația asta? Și eu i-am spus, bate-l. Dar el stând acum foarte cu minte... Da, bineînțeles, păi ce, eu nu știu că pata aia doare. Dar aia nu comentez. Uite, și a scăpat. Care este originea numelui Amato? Aș fi vrut să aibă așa vreo poveste deosebită, dar are o poveste foarte simplă. În perioada în care m-am născut eu, adică mult timp în urmă, era un prezentator la radio, Amato Checiulescu, și tatăl meu mi-a pus numele conform acestui prezentator la radio, Amato. Întâmplarea face că el are conotație și în limba japoneză. Amato înseamnă sabia divină, sabia lui Dumnezeu, sabia divinității. Și atunci eu m-am simțit așa foarte flatat atunci când am început să-l folosesc și să-l port pe spatele kimonoului. Sanda, dacă ar fi să explici unei alte fete regulile kempo-ului, cum ei spune? Imaginează-ți că eu nu sunt de o inteligență ieșită din comun, că nu mă dă inteligența afară din casă. De-aia și stau în casă. Kempo e un sport de luptă în care înveți să te aperi și îți dă, te ajută să capeți încredere, mergi mai sigur pe stradă ca femeie, da, în caz că e nevoie, știi, să te aperi și să și ataci, de ce nu? Pe ce se bazează? Lovituri de brațe, picioare, luptă la sol. Și deosebirea între asta și toate celelalte sporturi de contact pe care noi le-am văzut, trebuie să fie o deosebire. Este deosebire mare, de exemplu, între lupte și judo. Uh-huh. Ambele sporturi, dacă le privești ca un extraterestru, se iau doi în brațe, se aruncă, se duc frumos, la sol. Bravo. Da. Simpla prezență sau absență a kimonoului schimbă toată povestea. Pregătirea, schimbă toată povestea. Kempo este prima artă, sau așa se spune că este prima artă marțială atestată documentar în Asia. Din arta marțială Kempo a derivat sportul marțial, sportul de luptă Kempo, care are vreo 80 de ani ca sport de luptă modern. Și iată că în acest moment Federația Română de Kempo în România numără peste 150 de cluburi și aproape 7000 de sportivi legitimați. Treabă bună! Fiind una din cele mai mari federații din domeniu. Iamato a făcut un serviciu extraordinar pentru că a purtat tot timpul însemne Kempo asupra sa, astfel încât toată lumea s-a întrebat mai devreme sau mai târziu ce e asta. Ți-a folosit Kempo-ul în timpul concursului? Cu siguranță mi-a folosit, pentru că sportul în general îți oferă o încredere de sine foarte mare, da, iar Kempo îți oferă o încredere psihică enorm de mare. Te întărește atât de mult încât poți să reziști oricărui obstacol și la orice intervine. Și bine, Nexatlon este cel mai tare joc psihologic, eu am spus-o și acolo și o voi spune mereu. Și un joc de strategie, trebuie să înțelegi psihologic ce se întâmplă cu ceilalți. Yamato spunea la un moment dat că el ar putea să stea la baracă și 4 luni de zile. Lumea poate a înțeles că ăștia nu-și dau silința, domne, vor să stea oriunde. Nu, e vorba de psihic, da, în sensul că indiferent ce se întâmplă, indiferent dacă ninge, plouă, indiferent cum funcționează și cum merge concursul, eu psihic pot să duc oricât. Auzi, si, bagă eu pe aia noi, că stau la legiunea străină, mă, pe cum e... Păi, cred că a fost după... Nu contează, bă, să vedem cum e acolo, dacă e mai greu sau nu, când a fost... Când ai fost în legiunea străină, ai fost înainte sau după Exatlon, că am avut discuții? A fost înainte de Exatlon. Înainte, a fost un concurs. A fost un concurs unde ați participat câți? Am participat foarte mulți, nu mai țin exact numărul, pentru că a fost acum ceva timp. Da. Și am uitat multe lucruri la Exatlon, în 4 luni uiți multe lucruri acolo. Am fost foarte mulți. Ne-am triat după prima seară acolo, au fugit foarte mulți, au abandonat, pentru că și-au dat seama că nu este de aici. Dar ce s-a întâmplat exact? Știi că noi ne imaginăm legiunea străină, cum scoți arma și tragi și se aleargă în pădure și... Pe nisip și pe... Până să ajungi în acel stadiu, trebuie să treci niște probe fizice, trebuie să treci niște probe psihice, pentru că sunt cele mai importante. Și acest concurs nu s-a bazat pe arme sau acel lucru, s-a bazat pe efort fizic, pe rezistență psihică în primul rând. Și... Țin minte că a trebuit la un moment dat să alergați 10 de kilometri sub soare fără să aveți posibilitatea de a vă proteja. Da, am alergat foarte mulți kilometri, am făcut foarte multe flotări, abdomene, genoflexiuni, făceam de pază, exact... De pază ca să nu... Noi aveam un steag, steagul concursului. Aha. Și instructorii... Voiau să-l ia. Voiau să-l fure. Și atunci era de rău pentru noi. Și noi nu trebuia să-i lăsăm pe ei să ni-l fure.
Nu ni l-au furat, ceea ce înseamnă că... Dar nici mai mult de 4 ore pe noapte nu ați... Nu, fiecare dormit. Făceam cu schimbul. Făceam cam 2 ore fiecare spre final. O să-mi revin tot la voi, la Sanda și Amato. Voi ați insuflat întregii voastre familii acest spirit. De ce? Pentru că până la urmă și ar fi putut să aleagă altceva. Iar zi, adevărat, puteai să alegi altceva. De ce ai ales tot asta? Mi-a plăcut foarte mult să fiu educat, să am încredere în mine. Când merg undeva să știu să vorbesc și acest sport mă putea pregăti pentru viață, ca să spun așa. Dar ce pe lângă faptul că înveți să te aperi, înveți să te lupți, în sportul nostru înveți să fii disciplinat. La noi în sală nu se înjură, nu se bat dacă nu sunt sparinguri, să zicem așa, bătăi, antrenamente unul cu altul, colegi între ei. Deci sunt foarte disciplinați și foarte puternici. Timon, cu ce te-a convins mami și tati? Aveam un coleg la clasă de-mi fura mărul. Asta dacă nu învăț eu acum. Cu ce te-a convins să faci tot campul și nu altceva? Ca să fac un sport bun, să învăț să mă apăr, să mă bat și... Dar trebuie să aveți voi o... Tu, mai ales, Sanda, trebuie să ai o strategie cu care să îți atragi fiul în toată istoria asta. N-am avut nicio strategie, pur și simplu am spus că trebuie să facă sport, este bine pentru el să fie sănătos, să crească mare. Așa că merge la camp, o face not și din când în când basket, face divers. Pentru publicul telespectator, dar și pentru mine, sunt foarte curios să vă întreb, Amato, dacă ar fi un film de ăsta, de-l vedeam noi cu Van Damme, cu... Mă, care e campul ăla? De se bătea Van Damme cu Tompo, ăla era campul? Nu. Nu e campul ăla. Ah, dar există vreun film de unde să ne inspirăm? Film artistic. Nu, dar ca stil de luptă, cât de cât apropiat. Ca stil de luptă. Cea mai mediatizată, să spun așa, pentru că sportul de luptă campul are mai multe probe de concurs, mai multe discipline. Noi vedem în atletism, dacă întrebăm acum pe cineva care este și cum putem noi să știm care este atletismul. Corect. La ce te duci cu gândul? Sau la aruncarea cu sulița, cu ciocanul, cu sprint, maraton și așa mai departe. Săritura în lungime, săritura în înălțime. Și campul are mai multe probe de concurs. Cea mai mediatizată este o probă denumită MMA, Mixed Martial Arts, acel MMA pe care cu toții îl vedem în cușcă. Lupta în cușcă. Vedem lupta în cușcă. Da. Acea luptă în cușcă este exponentul cel mai înalt al kempo-ului. Aha. Noi când spunem kempo, ne gândim cu toții la acea disciplină, la acel MMA, pe care, bineînțeles, îl practică doar cei care sunt înzestrați și de la mama natură și prin antrenamente îndelungate în acea direcție. Nu toată lumea practică aceste lupte vreunul în cușcă. Vreunul dintre voi ați vrea să faceți MMA? Sau ați practicat MMA? Păi, practică, Yamato este campion. Yamato, da? Mondial. Îi bați în cușcă? Îi bat în cușcă. Și în cușcă și în afara cuștii. Exact. Practic îi bată. Ca să înțelegeți de ce am invitat familia Zaharie, este foarte simplu de înțeles. Pentru că ei sunt un exemplu. Părerea mea este că familiile pot să fie mai unite în cazul în care fac aceleași lucruri, în cazul în care au aceleași pasiuni. În cazul lor, campoul este ceva ce nu numai că i-a unit, i-a sudat de-a dreptul, ei sunt unul singur. Noastră vedeți mai mulți oameni pe canapea, e bine, în realitate e vorba despre unul singur, un singur campion cu mai multe minți. Vă mulțumim foarte mult și vom vorbi în continuare. Mulțumim. Noi, în frumoasa noastră emisiune, care ține până la 5:30, să spui asta, să nu... Spune. Cum mai stăm aici până la ora 17:30. Se vorbește despre băiatul Will Smith. Acum, că se vorbește, n-ar fi o problemă, dar se vorbește tot felul de lucruri care eu nu știu dacă sunt adevărate sau nu, și eu dacă nu știu că e adevărat, nu zic. Să zică cine are de zis. Da.